în Cartea Psalmilor, Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cetrei împotriva mea ca să mănânce carne, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Că cel mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascund de fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei. Căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește-n Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește-n Domnul. Amin. Amin. Zic încă de la început, Domnul să ne ajute să împlinim cuvântul acesta. Să fim tari, să ne îmbărbătăm inima, să nădăjduim în Domnul, pentru că oricine se încrede în Domnul nu are decât de câștigat. De aceea David încă de la început este de fapt o cântare. Pune două întrebări retorice, două întrebări într-un paralelism din acesta tipic evreiesc. El întreabă de două ori fără să aștepte vreun răspuns și răspunsul îl dăm noi. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Dacă Domnul este mântuirea mea, dacă Domnul este de partea mea, de cine aș putea să mă tem? Și a doua întrebare asemănătoare, Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Și răspunsul este foarte clar, n-ai de cine te teme, de nimeni și de nimic. Dacă Dumnezeu este de partea ta, dacă tu umbli în voia Lui, dacă Dumnezeu este tatăl tău, dacă ești cu adevărat copilul Lui, dacă ai făcut legământ cu El prin jertfă și dacă îl iubești din toată inima ta, așa cum a spus El, așa cum a cerut El să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, dacă este așa relația ta cu El, n-ai de cine te teme. Poți să se ridice împotriva ta toți oamenii de pe pământul acesta și iadul în întregime, nu ai de ce te teme. Și David știa un secret pe care mulți l-au pierdut astăzi, că atunci când umbli în credință, când umbli în voia lui Dumnezeu, când Dumnezeu este de partea ta, sau mai bine spus, când tu ești de partea lui Dumnezeu, atunci nu ai niciun motiv de teamă. Chiar dacă ar fi în jurul tău oștiri întregi și, într-adevăr, în jurul lui chiar erau oștiri și oamenii aceia nu se jucau, erau soldați neînfricați, iar gândul lor era unul singur, să terminăm cu David, să-l ucidem. Și dacă stai să te uiți la viața lui, sărmanul David de la început a fost prigonit și căutau să ia viața chiar cei pe care el i-a iubit și cărora le-a slujit. Pentru că dragostea lui pentru Saul a fost adevărată și se vede atunci când Saul a murit, cum îl plânge și ce cântare îi face de jale. Și chiar cei pe care îi iubea, poporul lui, poporul Israel sub conducerea lui Saul, căutau să ia viața chiar și atunci David este încrezător în Dumnezeu. Toată viața lui a fost așa, mai târziu avea să înfrunte pe filisteni și mai târziu pe toate popoarele din jur și în cele din urmă chiar răzvrătire din casa lui. De fiecare dată a avut aproape cu o periodicitate o armată ridicându-se împotriva lui. Așa a fost viața omului după inima lui Dumnezeu. Un om care a avut de înfruntat în viața lui multe lupte. Și probabil noi ne-am gândit că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, viața noastră va fi un drum cu roze. Nici pe departe nu e așa. Uitați-vă omul după inima lui Dumnezeu câte lupte a avut. Însă știa un lucru și știa foarte bine. Dumnezeu este de partea mea, Dumnezeu este mântuitorul meu, n-am de ce mă tem, n-au ce să-mi facă oameni, nimeni nu se va atinge de mine. Și într-adevăr, dragii mei, nu s-a atins nimeni nici măcar de un fir de păr din capul lui David. Cuvântul acesta nu-i doar un cuvânt spus, este unul probat cu viața celui care s-a temut de Domnul. Chiar dacă, repet, a trebuit să fugă de câteva ori din fața vrăjmașilor, chiar dacă a trebuit să se ascundă,
Omul acesta al lui Dumnezeu de fiecare dată a fost păzit în chip miraculos de puterea lui Dumnezeu. Este o ocrotire pe care o dă Dumnezeu celor ce se încred în El. David învăța lecția aceasta a credinței și știa foarte clar că atunci când armatele se ridică împotriva lui, întotdeauna ei, evrei, întotdeauna au fost în minoritate. Și așa a fost lupta poporului lui Dumnezeu. Întotdeauna proporțiile au fost în defavoarea celor credincioși. Întotdeauna calea lui Dumnezeu a fost îngustă, întotdeauna a fost vorba de cei puțini, dar de fiecare dată Dumnezeu a dat victorie. Până astăzi îi dă lui Israel victorie în minoritate și când am scris în această carte că Dumnezeu a făcut minuni, de fiecare dată Israel s-a aflat nu într-o mică minoritate, ci într-o minoritate accentuată, Dumnezeu le-a dat victorie. Și așa a fost și în cazul lui David și el învățase că deși poporul este mic, deși poporul este fără putere în sine, dacă Dumnezeu este în mijlocul taberei, nimeni nu va avea cum să se atingă de ei. Învățase lecția credinței pe care în vechime Iosua și Caleb o știau, dar pe care n-a știut-o întreg poporul. Doi au știut lecția credinței. Dumnezeu este de partea noastră, nu trebuie să ne temem. Ceilalți 10 spioni s-au temut și nu doar ei s-au temut, au băgat teama în inima întregului popor. Și de fiecare dată când ezităm să ne credem în Dumnezeu, rezultatul va fi teamă. Teamă de oameni, teamă de împrejurări, teamă de ce ar putea să ni se întâmple, teamă de circumstanțe, teamă că nu vom reuși, că nu vom ajunge să trăim după voia lui Dumnezeu, că nu vom ajunge până la capăt. Diavolul, de fapt, instrumentul lui preferat este teama. David învățase ceea ce știa Iosua și ce știa Caleb. Atunci când au iscodit țara, Iosua a grăit cuvinte asemănătoare. Când toți își puneau în gând chiar să-l ucidă cu pietre pe Moise și să-i ucidă cu pietre și pe cei doi care erau credincioși, Iosua s-a ridicat și și-a rupt hainele. Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregi adunări a copilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, că cei vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Cât de asemănător vorbește Duhul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu și pentru noi astăzi. Ceea ce ne dă nouă curaj este faptul că Domnul este în mijlocul nostru. Nu avem de ce ne teme. Nu trebuie să fie nimic care să ne aducă teamă, să ne aducă frică, când Dumnezeu este de partea noastră. De asemenea, tot David spune, întărește cuvântul acesta. Repet, cum el a avut multe împrejurări în care a avut de înfruntat oștiri întregi, nu doar oștire, ci boală și suferință și necaz. Viața asta noastră, așa cum o ducem de credință, eu m-am întors la Domnul în urmă cu 25 de ani, chiar luna aceasta am împlinit. Și n-a fost o viață ușoară. Mai degrabă aș putea spune că a fost una foarte grea, foarte dificilă, cu multe încercări. Dar chiar și așa dau mărturie după 25 de ani de credință că Dumnezeu m-a păzit în toate lucrurile acestea. Și într-o zi, dragii mei, dacă noi rămânem în ascultare de El, vom putea fiecare să dăm mărturie aceasta. Și spune David, Psalmul 91, nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Nu trebuie să te temi de nimic. Știți, noaptea, de multe ori când te frămânți cu gândurile tale, atunci diavolul vine să spună gânduri de îndoială, gânduri de temeri. Că nu vei putea, că au fost atâția care au căzut, că este o cale prea grea, că te lupți de multă vreme cu păcatul și încă n-ai reușit să scapi în totalitate. Sau poate te lupți cu gândul că de multă vreme tânjești după Duhul Sfânt și încă n-ai ajuns la o plinătate. Sau poate vezi că viața ta a rămas, a stagnat în același loc, viață de credință, care ar trebui să avanseze de mult. Și cel rău va profita de orice slăbiciune de felul acesta să vină să spună, tu niciodată nu vei reuși, tu nu vei putea. Și de obicei are un timp preferat, de obicei o face în timpul nopții. Și spune David aici, eu nu mă tem de groază din timpul nopții. Nu mă tem. Nici de săgeata care zboară ziua. Și ziua, cel rău are săgeți arzătoare care să le înfigă în inimile oamenilor care se tem de Domnul. Și ziua, mâna lui Dumnezeu ne va apăra. Sunt boli și mulți au avut de înfruntat boală. Și spune David aici, eu nu mă tem nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. Orice s-ar întâmpla, știu că Dumnezeu este cu mine. N-am de ce să mă tem. Nici de oameni, nici de boli,
nici de cel rău. Dumnezeu este Cel care îmi va purta de grijă. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Și spun încă o dată, este o mărturie trăită, nu este doar un fapt vorbit. Chiar dacă Dumnezeu îngăduie să trecem prin probe, și uneori probele acestea, încercările acestea, par mai grele decât suntem noi în stare să le ducem. Chiar dacă uneori este vorba de ani de zile de încercare și de probă, la urmă vei vedea că Dumnezeu te-a scos biruitor, că n-a fost nicio încercare mai mare decât puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să trecem. El te ocrotește chiar și necazul. Nici o nenorocire, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Este o bază a credinței noastre și această bază nu este în noi. Credem noi că Dumnezeu ne va duce până la capăt. Dragii mei, eu nu mă încred că vom merge până la capăt, până la răpire, și nu mă încred că eu voi ajunge până acolo. Nu mă încred în mine pentru asta. Nu cred că aș putea să mă bazez pe ceva din mine. Dar dacă ne bazăm pe credincioșia lui Dumnezeu, pe tot ce a făcut Dumnezeu până acum, pe tot ce am trăit, pe tot ce am văzut cu ochii noștri, gândiți-vă bine de câte ori era să ne alunece piciorul, de câte ori era să cazi și să nu te mai ridici. Ne bazăm pe credincioșia lui. Și cine se încrede în Domnul, cine se bazează pe bunătatea lui Dumnezeu, cine își pune încrederea în ceea ce este Dumnezeu, nu are cum să cadă. Cel care se încrede în Dumnezeu nu se clatină niciodată. Dacă vom ajunge acolo în cer, va fi pentru că El este credincios cuvântului Său dat. Bineînțeles, și noi trebuie să rămânem în ascultare. Poate vom spune, noi suntem în vremuri de pace. Chiar dacă suntem în vremuri de pace, o bătălie este pentru fiecare dintre noi. Nici o armată în istoria omenirii n-a făcut nicio realizare dacă toată experiența ei a fost doar să se apere. Armatele care au scris istoria au fost cele care au mers în ofensivă. Și este o ofensivă astăzi. Multă vreme noi am fost în retragere sau în defensivă, în apărare, dar Dumnezeu vrea mult mai mult decât atât. Biserica lui Dumnezeu este de fapt o armată care bate peste porțile locuinței morților și pe care le dărâmă. Și este o luptă. Dacă vei sta, poate că dacă vei sta în adăpostul tău, nu vei avea atâtea lupte. Cu cât te vei duce mai mult înainte pe terenul celui rău, cu cât vei intra mai mult în îndrăzneala aceasta, în curajul acesta, în rugăciunile tale sau în mărturisirea ta, cu atât lupta este mai mare. Dar, dragii mei, cu cât e lupta mai mare, cu atât și biruința e mai frumoasă. Și este vorba, repet, de îndrăzneală, de curaj, prin credință. Nu bazându-te la ce ești. Dacă David s-ar fi uitat la ce ar fi putut vedea în el, ci bazându-te pe puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este de partea noastră. Este o luptă spirituală. Sunt puterii ale întunericului, de jur împrejurul nostru. Nu ezită să vină nici în adunarea lui Dumnezeu. Nu le e teamă, nu le e rușine. Prezența lui Dumnezeu este cea care le pune pe fugă. Lauda alungă duhurile răutății. Dar chiar dacă este așa, dacă noi avem o luptă de dus, noi nu trebuie să ne temem. Dumnezeu este de partea noastră. Duhul lui Dumnezeu vorbește exact cum a vorbit în David și cum a vorbit în Iosua și Caleb. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni curajoși care se duc și cuceresc teritorii nu pentru ei, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Este o lume întreagă care zace în cel rău. Dragii mei, cel care este în noi este mult mai mare decât cel care este în lume. Și El ne dă autoritate asupra oricărui duh, asupra oricărei puteri, exact cum le-a dat ucenicilor. Exact cum le-a spus ucenicilor, iată că vă dau putere și autoritate să călcați peste șerpi și peste năpârci și peste toată puterea vrăjmașului. Nimic nu vă va vătăma, chiar dacă va fi ceva de moarte. Nu se va atinge de voi. Și încă o dată spun, chiar dacă cel rău caută să te lovească, Dumnezeu este Cel care ne apără. Asta e teritoriul. Dar aici nu-i loc de odihnă. Aici nu-i loc de relaxare. Aici este o luptă și Dumnezeu ne dă și biruință. Lui Timotei îi spune Apostolul Pavel ca unui ucenic pe care îl considera cu adevărat copilul lui prea iubit, îi spune că este vorba de o luptă și că el trebuie să ducă lupta exact cum a dat-o David. Nu mai avem de dus lupte cu arme fizice, dar este o luptă a credinței. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Este o luptă să-ți păstrezi credința. Este o luptă să te păstrezi curat în lumea aceasta. Este o luptă de fiecare zi. Asta e lupta pe care o avem noi de dus astăzi. Este lupta tinerilor, în mod special, cum era și Timotei.
Este lupta tuturor. Este o luptă de a păstra credința și de a te păstra curat. Să-ți păstrezi cugetul curat, să-ți păstrezi inima curată înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, îi repet același lucru și la sfârșitul epistolei îi mai spune odată: luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Timotei, nu o lăsa să se ducă. Apucă-o. Păi, Doamne, eu am viața veșnică. Lasă asta. Tu luptă-te pentru că poți pierde. Tu prinde viața veșnică. Luptă-te, lupta până la capăt. Nu zice, am și gata, nu mai e nevoie de nimic. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi. Și fiecare dintre noi, ne-am văzut ieri la botez, fiecare dintre noi am făcut o frumoasă mărturisire. Și a fost în ziua aceea botezului, faci o mărturisire în fața multor martori și spui, eu vreau să-L urmez pe Domnul. Bine, nu s-a rezolvat totul, de-abia de atunci, și până atunci ai luptă, dar de-abia de atunci începe lupta adevărată. Și spune lui Timotei, luptă-te până la capăt, apucă viața veșnică, nu lăsa să scapă, du-te până la capăt, păstrează-te curat pe tine însuți. Pentru că e atâta mizerie, pentru că e atâta păcat. Aceasta este prima temă a Psalmului 27, de la versetele 1 până la 3. Chiar de o știre de artăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Cu cât vei face mai mult prejudiciu în împărăția celui rău, cu atât se va ridica mai mult război împotriva ta. Asta e o regulă, este o lege. Oamenii care n-au făcut niciun prejudiciu în împărăția Întunericului, n-au niciun fel de lupte. De felul acesta, ei sunt deja adormiți. Ce să te lupți cu un om adormit? Treci mai departe. Cu unul mort, nici atât. Dar când ești viu prin Duhul Domnului și când ai curajul să intri să te lupți, atunci poți să te înfrunți cu război. Poate să se ridice o întreagă oștire. Și să știți, oștirea aceasta, spune Apostolul Pavel, sunt duhurile răutății din locurile cerești. Dar sunt și oameni pe pământ. Noi n-avem de luptat cu oamenii cu carnea și sângele. Dar diavolul, de fiecare dată când este vorba de o lucrare a lui Dumnezeu, va atâța oameni. Și lui David i-a întors împotrivă chiar oameni din cei mai apropiați ai lui. Asta e cel mai dureros. Gândiți-vă atunci cu Absalom. Gândiți-vă la urmă, când trebuia să-l pună pe fiul lui, pe Solomon, pe tron. Cei care altă dată îl însoțiseră pe vremea lui Absalom, și aceia se întorc împotriva lui. Și așa e viața. Așa este scris și așa se va întâmpla până la capăt. Uneori, pe cei care ai pus bază, cei care au dus luptele împreună cu tine, dacă ei nu veghează, diavolul îi poate întoarce împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și ce trist este! Și Iuda a fost un om care a dus niște lupte și el a scos draci împreună cu încă unul din apostoli, că mergeau doi câte doi. Și toți s-au întors plini de bucurie și au spus, până și dracii ne sunt supuși. Și la urmă a ajuns să-L vândă pe Domnul Iisus. Și Dima a fost tovarăș de lucru al Domnului și l-a părăsit din dragoste pentru lumea aceasta. Asta e cel mai tragic și spun încă o dată, este o luptă. Dacă nu lupți de partea lui Dumnezeu, o luptă tot vei duce. Te va folosi cel rău împotriva lucrării lui Dumnezeu și noi am văzut-o de atâtea ori. Dar chiar dacă război s-ar ridica, chiar dacă o știre s-ar ridica împotriva noastră, chiar dacă ar fi așa, Dumnezeu este de partea noastră. Așa spunea și David. Ce mare mulțime de împotrivitori se ridică. De multe ori pare că numărul lor este copleșitor. A doua temă din Psalmul 27 este bucuria de a sta în prezența Domnului. De unde? Ce să-ți întărească puterea? Ce să-ți dea curaj? Prezența în casa lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu în casa lui. David de acolo își lua putere, de acolo își alimenta viața lui. Se suia la casa Domnului. Atunci nu era decât un cort, dar era prezența lui Dumnezeu acolo. Moise se întâlnea cu Dumnezeu. De acolo își lua putere. De acolo își lua tărie. Dragii mei, credința noastră are nevoie să fie întărită. Ea se întărește în rugăciune, se călește în încercări, se întărește prin cuvântul lui Dumnezeu, dar este o parte pe care nu o poți înlocui și anume părtășia în casa lui Dumnezeu. Iar casa lui Dumnezeu, asta suntem noi. Și spune David atât de frumos, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Ce să-i faci unui om care nu-și dorește deloc? Nu-ți dorești să fii în casa lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte, o femeie în Peru, deja se întorsese la Domnul, era bolnavă de cancer. Și s-a întors la Domnul, ce să mai faci? Ne-am rugat pentru ea, am știut că va trece la Domnul curând,
Și totuși, măcar că ea era în siguranță, ea ținea cu tot din adinsul să vină acolo, la adunare, să fie în prezența lui Dumnezeu. Și puneam, nu putea să stea așezată pe un scaun, îi puneam jos o blană de alpaca și acolo stătea și o aduceau pe brațe și o așezau acolo. Și de fiecare dată ne era frică că va muri, pentru că era foarte frig, mai ales jos acolo pe ciment. Cum se lăsa seara, se lăsa și frigul. Dorința fierbinte de a sta în casa lui Dumnezeu. Înțelegeți, dragii mei, că aici la adunare nu trebuie să vină nimeni din obicei, nu trebuie să vină nimeni din obligație, nu pentru că așa obișnuit, dacă nu e o dorință fierbinte, dacă nu e dorință deloc, ce să mai discuți? Lasă-l pe om așa cum știe el și pur și simplu îl lași. Cea mai mare pedeapsă pe care a avut-o Domnul de dat unor oameni a fost aceasta. Lăsați-i în pace. Asta e cea mai mare pedeapsă. Sunt niște călăuze oarbe. Nu mai am ce să fac cu ei. Lăsați-i în pace. Adevăratul credincios are o dorință fierbinte de a locui în casa lui Dumnezeu. Este fierbinte dorința ta? Pentru ce am venit aici? Ca să văd slava lui Dumnezeu. Să-L văd pe El. Și mai zic încă o dată, noi nu venim aici. De asta accentul n-ar trebui să plice niciodată pe predică. Este bună învățătura, o făceau și apostoli. Să învețe poporul. Să dea învățătură, ei stăruiau învățătura apostolului. Este bună citirea scripturilor. Este după cuvânt. Dar scopul principal al venirii noastre în casa lui Dumnezeu ar trebui să fie El însuși. Așa cum zicea David, eu vin aici în casa lui Dumnezeu ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Eu vin aici pentru că aici e prezența Lui. Eu vin pentru El. Dragii mei, eu nu știu cum să o descriu. Uneori e greu să descriu prezența lui Dumnezeu de cele mai multe ori. N-ai cum să o definești. În ebraica veche era o flacără pe chivotul legământului, se numea Shechina. Și acolo era slava lui Dumnezeu. Astăzi slava lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu este în adunarea Lui. Prezența lui Dumnezeu. Nu o poți defini nicăieri, dar o recunoști de fiecare dată. Oriunde te-ai duce, știi, aici este Domnul, aici este prezența Lui. De asemenea, îți dai seama că nu este. Vorbesc despre oameni duhovnicești care trăiesc prin puterea Duhului Sfânt și trăiesc prin ungerea Duhului Sfânt, sub ungerea Duhului Sfânt. Oamenii aceștia de fiecare dată își dau seama unde e prezența Lui Dumnezeu. Și David era un astfel de om. Vă aduceți aminte când l-a uns să-l facă împărat? Duhul lui Dumnezeu a venit peste el în ziua aceea și în zilele următoare. El venea acolo nu să contemple pereți, nu să vadă inscripții, nu să vadă cât de frumos este alcătuit cortul. El venea acolo pentru că Domnul era acolo și simțea prezența lui Dumnezeu în cortul lui Dumnezeu. Nu că ar fi doar la Ierusalim. Este oriunde se adună doi sau trei. Astăzi templul nu mai e în Ierusalim. Astăzi este templul lui Dumnezeu în biserica lui. Biserica lui este casa lui. Prezența lui Dumnezeu este în mijlocul adunării sale. Și dacă nu-i prezența lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, aceea era o clădire goală. Și dacă nu-i prezența lui Dumnezeu într-o adunare, adunarea aceea se strânge degeaba. Prezența lui Dumnezeu vine acolo unde sunt oameni sfinți, curați, care caută pe Dumnezeu. Și David spune, doresc fierbinte, un lucru doresc, să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. David, dar tu ai atâtea treburi, da, în fiecare zi acolo. Și-a pus casa lui foarte aproape de casa lui Dumnezeu. Și și-a pus-o mai jos. Avea ocazia, avea oportunitatea să o pună tot acolo. Doar el a cumpărat aria sau ogorul de la Arabna Ebusitul, care astăzi este muntele templului. El l-a cumpărat cu bani și spunea cineva, este teren arabesc. Nu, nu, scrie în Biblie. A vrut să îl dea degeaba și David a zis, nu, îl cumpăr. Zice, aici e actul de proprietate în Scriptură. L-a luat David, pentru cine? Pentru Dumnezeu să-i facă o casă lui. Teritoriul lui Dumnezeu. Nu poți să te joci cu asta. Măcar că astăzi sunt temple idolatre el. David voia să stea în prezența lui Dumnezeu și a pus casa mai jos. Repet, poți să te duci la Ierusalim să vezi orașul lui David. Te duci sus pe muntele Măslinilor și vezi în față, aici este muntele templului și aici este cetatea lui David, mult mai jos. De aceea, la propriu, el se suia la casa lui Dumnezeu. Voia să stea în prezența lui Dumnezeu. Normal că acolo unde e prezența lui Dumnezeu, trebuie să fie o dorință fierbinte de a te întâlni cu el. Dacă nu-i prezența lui Dumnezeu, eu am trăit și asta când mergi la adunare, era un chin. Și n-am trăit-o un an sau doi. Era o plictiseală, era căutarea ceasului, era oboseală. Dar atenție mare, pentru că adunarea era așa. Însă dacă prezența lui Dumnezeu e în mijlocul adunării și tu tot simți asta, înseamnă că tu ești cel bolnav. Dacă tu n-ai dorință fierbinte, ești bolnav rău și ai nevoie de vindecare. Ești bolnav de inimă. Și boala asta te va
duce la moarte spirituală. Însă acolo unde e prezența lui Dumnezeu, acolo și omul lui Dumnezeu dorește să stea. Să-l privești pe el așa cum îl privea Moise, când stătea și și-a luat cortul lui. Atenție, nu cortul întâlnirii. Au fost două corturi ale întâlnirii în Vechiul Testament. Un cort al întâlnirii, al cărui chip sau a cărei machetă i-a dat Dumnezeu pe muntele Sinai lui Moise. Dar mai era un cort al întâlnirii și acesta era cortul lui Moise. Și spune în Exod 33 că Moise și-a luat cortul lui, cortul, locuința lui. Și aici e foarte interesant că poate să fie prezența lui Dumnezeu în cortul tău, în casa ta. Nu trebuie neapărat să te duci până în adunare. Ea poate să rămână într-o casă de om. Dacă oamenii aceia trăiesc cu Dumnezeu și s-o simți dimineața, s-o simți seara, să te cheme la rugăciune, să te copleșească. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Acolo se întâlnea nu doar Moise cu oamenii, acolo se întâlnea Moise cu Dumnezeu. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului. Și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula, se arunca cu fața la pământ la ușa cortului. Pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au tânjit după prezența lui și au trăit în prezența lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, când vorbește un om cu prietenul lui, apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. De ce? Ce l-a trăgea în cortul lui Moise? Dumnezeu, iată omul pe care Dumnezeu l-a desemnat, l-a decis să fie succesorul lui Moise. Om care tânja după prezența lui Dumnezeu. Asta e criteriul. Și de aici vine și curajul. Aceste lucruri s-au întâmplat înainte să-i scodească țara. De ce Iosua a stat drept când toți ceilalți ziceau trebuie să fugim, copiii noștri vor fi deja? De ce? Pentru că el petrecuse timp în cort, în cortul lui Moise, înaintea lui Dumnezeu. De acolo vine curajul, de acolo vine credința când petrești timp în prezența lui Dumnezeu. Repet, ea nu e numai în adunare, ea poate să fie în cortul tău, în casa ta. De aceea despre primii creștini care erau cu adevărat oameni care își doreau prezența lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune că și ei trăiau același lucru. Așa cum a trăit Moise mergând la cort, ei nu mai trebuiau să meargă la cort. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dragii mei, aici e o referință exact la ceea ce a trăit Moise. Și Apostolul Pavel vine și spune asta și pentru Noul Testament. Noi toți privim slava lui Dumnezeu. Numai lucrul ăsta ne transformă. Nu o predică, nici măcar rugăciunea ta. Asta în prezența lui Dumnezeu. Acesta e lucru care te transformă. Care transformă pe om la început și care îl transformă tot timpul. Care îl ține în apropiere de Dumnezeu. Care îi dă putere să stai în prezența lui Dumnezeu. Și el spune, noi stăm în prezența slavei lui și suntem schimbați. Și îl privim pe Dumnezeu așa cum îl privea Moise. Numai că nu mai trebuie să fie o maramă, nu mai e nicio piedică. Noi putem să vedem slava lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu într-o adunare, prezența lui într-o casă, ține de domeniul supranatural. Pentru că această credință care a dat-o Dumnezeu Sfinților odată pentru totdeauna, nu este o credință a minții, nu este a rațiunii, ci este una supranaturală. Este a Duhului lui Dumnezeu. Și acolo unde e Duhul lui Dumnezeu, numai un om bolnav, repet, sau unul mort, rămâne insensibil. Aceasta era sursa puterii lui David. Acolo era sursa credinței lui, în prezența lui Dumnezeu, în timpul pe care îl avea în casa lui Dumnezeu. Și cred că zilnic, el spune, aș vrea să locuiesc în casa ta, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Tot timpul. Mai mult decât de casa mea, îmi pasă de casa lui Dumnezeu, de prezența lui, de slava lui. Și știu că dacă voi face așa, versetul 5, el mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului. Știu că vor veni necazuri. Dragii mei, noi încă n-am fost probați, marea majoritate. Mă uit la adunarea aceasta și zic, Dumnezeu a avut cu adevărat mult în mine. Pentru că am fost ca niște prunci și e foarte greu când se îmbolnăvește un copil. Și n-au fost probe mari, n-au fost încercări majore. Dar s-ar putea să vină ziua necazului. Vorbește aici David. El era într-o vreme bună, dar spune, este o zi a necazului.
Dar în ziua aceea necazului, cel care locuiește în prezența lui Dumnezeu, el va simți ocrotirea lui Dumnezeu. Și spune, el mă va ocroti în ziua necazului. Să nu credeți că e vreunul scutit. Că dacă lucrurile ți-au mers bine până acum, tu nu vei avea necazuri. Este scris, Domnul a spus, în lume veți avea necazuri. Și adevărați oamenii lui Dumnezeu au trecut prin mari necazuri, prin mari încercări. Trebuie să ai încrederea pe care o avea David. Să spui, el mă va ocroti în ziua necazului. Ziua aceea va veni. Și a venit peste el și va veni și peste noi. Peste noi, cel puțin, ca familie, a venit de multe ori. Cu adevărat, el te ocrotește în ziua necazului. Numai dacă ai stat în prezența lui. Numai dacă ai trăit cu el. Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Și simți putere de la el. E ziua necazului și vine dintr-o dată, nu-ți vine să crezi. Vine ziua necazului. Dacă trăiești în prezența lui Dumnezeu, stai neclintit. Este o ocrotire pe care ți-o dă Dumnezeu în ziua necazului. Dacă ești ancorat în Domnul, nici chiar încercarea, nu că nu te va durea, dar nici încercarea cea mai grea nu te va clinti. Dumnezeu va da o ocrotire în ziua necazului pentru cei care se tem de El. De aceea noi nu avem de ce să ne temem. Nimic nu se va atinge de noi, nimic nu va veni peste noi decât prin îngăduința lui Dumnezeu. Iar dacă va veni de asemenea, este o ocrotire, este o întărire pe care o dă Dumnezeu celor care stau în prezența Lui. Și mai este o sursă a necazurilor celui neprihănit, și anume vrăjmașii. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Normal, mai spun încă o dată, noi nu trebuie să avem nimic cu nimeni. Și dacă avem motive să ne plângem de cineva, trebuie să iertăm, să nu avem niciun fel de resentiment. Cu toate acestea, de fiecare dată când vei fi în lucrarea lui Dumnezeu cu adevărat folosit, vor fi nu doar câțiva vrăjmași, o mulțime de vrăjmași împotriva ta. Uitați-vă în Scriptură, de fiecare dată a fost așa. Chiar și Apostolul Pavel i-a avut pe mulți din foștii credincioși și au ajuns unii să se numească apostoli, chiar din biserică se numeau apostoli și erau doar niște apostoli mincinoși, cum sunt și mulți azi. Niște apostoli extraordinari de minunați, spune el ironic. Întotdeauna vor fi vrăjmași. Dar Domnul spune că are o ocrotire specială pentru cei care se tem de El, pentru cei care se încred în El. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Iar eu n-am de tratat cu ei. Și mai zic încă o dată, am mai spus-o de multe ori, nu trebuie să le răspunzi la provocări. Nu trebuie să le răspunzi la acuzații. Nu trebuie să le crezi acuzațiile, nu trebuie să le crezi minciunile. Aștia sunt oameni mincinoși, martori mincinoși, și imediat o să citim. Niște martori mincinoși se ridică împotriva mea. Nu trebuie să crezi minciuna diavolului. Trebuie să faci un singur lucru. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Lasă-i pe ei să facă ce vor, eu cânt și laud pe Domnul, aduc jertfe, mă aduc pe mine însumi acolo. Asta e jertfa pe care o cere Dumnezeu. Rodul buzelor care mărturisesc, numele Lui este o jertfă de laudă. În al treilea rând, în psalmul acesta de la versetul 7 până la 10, se vede cum omul lui Dumnezeu, cel care nu se teme, cel care e curajos, nu doar că stă în prezența lui Dumnezeu, el are o relație specială cu Dumnezeu de inimă. Relația lui nu este una formală, de a fi membru, de a fi participant, de a face anumite activități. Nu-i vorba de asta. E vorba de o relație de inimă. Și David o dă, parcă e singurul loc unde o dă atât de clar pe față și spune, e ceva uimitor, normal ar fi să fie din timpul noului legământ. Dar aici suntem în vechiul legământ. În noul legământ spune că vom avea o inimă nouă, că Dumnezeu dă o inimă nouă, că le voi scoate inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Aceasta e esența noului legământ, că Dumnezeu ne schimbă inima și din inima noastră vin dorințe de a-L căuta pe El, fiindcă altfel nu avem cum să-L căutăm. Ei bine, iată și în Vechiul Testament spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Încă din Vechiul Testament exista așa ceva. Oameni care aveau inima pusă să-L caute pe Domnul. Și dacă te uiți în altă parte, era vorba de fiul lui Core, spune psalmistul, pentru ce te mâncnești suflete și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu. Puneți inima să-L caute pe Domnul. Puneți inima să asculte de Dumnezeu. Și dacă ei făceau așa la noi, mult mai simplu. Și cu toate astea, puțin trăiesc lucrul acesta. Dacă ei făceau așa, cu atât mai mult noi ar trebui să simțim imboldul acesta inimii. Și e o întrebare pentru noi. Simți din inimă? Este o religie a faptelor? Ca să capezi mântuirea, ai făcut un contract cu Dumnezeu, vin la adunare și El să mă mântuiască? Vin aici și bifez în condică? Asta nu e o religie.
decât de formă. Asta nu e o credință adevărată. Credința adevărată este așa. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Sunt niște îndemnuri care vin dinăuntrul inimii. Eu nu citesc Scriptura pentru că trebuie să o citesc, ci pentru că îmi dă îndemnul inimii. Eu nu stau la rugăciune pentru că mi-a spus fratele să ai zilnic timpul tău de părtășie. Inima mea îmi spune să mă duc la părtășie. Și uneori în momentele cele mai puțin așteptate sau în momentele cele mai dificile, du-te acolo. Inima îți dă bolduri. Inima lui David, inima omului, după voia lui Dumnezeu, inima aceea te îndeamnă să-L cauți pe Dumnezeu. Dragii mei, mai zic încă o dată, dacă n-ai simțit lucrul ăsta, dacă nu-l simți, este ceva boală spirituală. Omul lui Dumnezeu în timpul Noului Testament, în timpul Noului Legământ, normalul lui nu este lucrul extraordinar, nu este doar pentru David, este pentru orice creștin din Noul Legământ. Inima să spună, caută fața lui Dumnezeu. Nu religia, nu formele, nu slujba, nu a face, nu a... ci să-L cauți pe El. Caut fața ta, Doamne, te caut pe tine, caut prezența ta, vreau să stau în prezența ta. Observați, omul lui Dumnezeu care nu se teme este cel care are o relație foarte apropiată cu El. O relație de inimă, nu una formală, nu una de religie. Aici era diferența între David și majoritatea celor din vremea lui. Te uiți și la fiii țăruiei verii lui și ăștia erau oameni credincioși, duceau războaiele Domnului. Și chiar au biruit de câteva ori pe filisteni în minoritate, în situații dificile. Au dus niște războaie de apărare foarte grele. Ce le lipsea lor? Inima. Inima care să caute fața lui Dumnezeu. Aveau o inimă netăiată împrejur. Deși erau credincioși, și mulți sunt astăzi așa, n-au o inimă tăiată împrejur. N-au o inimă sensibilă la vocea lui Dumnezeu. Pentru că n-au stat în prezența slavei Lui, pentru că n-au căutat fața Lui și nu o caută în mod repetat. David era lucrul zilnic pentru el. Inima îmi spune, caută fața mea. Din partea ta vin îndemnurile astea și eu nu zic, o să văd, o să... nu, fața ta o caut. Dacă simți un îndemn de la Domnul, trezește, dă-te jos din pat dacă e în timpul nopții. Du-te și caută fața lui Dumnezeu. Oprește-te, trage mașina pe dreapta. Când simți îndemn de la Dumnezeu, tu nu stinge îndemnul acela. S-ar putea să nu-l mai primești data viitoare. Sunt îndemnuri pe care Dumnezeu le pune în inima noastră dacă vrem să-L ascultăm pe El. Este vorba de o credință supranaturală. Aici nu e vorba de mâna noastră, nu e vorba de ce facem noi, ci vorba de ce face El. Ce trist că atunci când cauți să-i slujești lui Dumnezeu, când cauți să te lipești de El, mie mi se pare extraordinar de trist ce zice David. Și aceasta e ultima parte a psalmului, apărarea în fața vrăjmașului. Ce trist că împotriva lui David nu doar se ridicau oameni de afară, ci oameni din casa lui. Și spune el, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Cum? Pe David? Tatăl lui? Tatăl lui era un credincios, nu? Ișai. S-a dus Samuel la el. Arată-mi copiii. Probabil că era unul din credincioșii de bază din Israel. Și a arătat pe toți copiii până la David. Și când David și-a luat viața cu adevărat cu Dumnezeu, când s-a făcut mic în fața oamenilor, când s-a smerit, tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Asta o spune David, parcă niciodată n-am văzut. Așa declară în Scriptură. Te mai miri că te părăsesc pe tine? Pe David, care era omul după inima lui Dumnezeu. Și a fost împărat până la urmă. Pe cine părăseau ei? Pe cel care a dat izbăvire Dumnezeu prin el întregului popor? Pe cel care a adus închinarea adevărată în Israel și care până la urmă l-a adus pe Mesia, fiindcă Mesia, Domnul Iisus, a găsit cu cale să se numească el însuși, fiul lui David. Pe omul acesta l-au părăsit până și mama și tatăl lui. Și este scris aici, tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Dacă nici ai mei nu mă înțeleg. Și spun încă o dată, fraților, omul firesc nu înțelege viața asta cu Dumnezeu. Pentru el este o nebunie. Părtășia asta cu Dumnezeu, legătura asta profundă, a sta în prezența slavei lui, astea sunt lucruri nebunești. El este setat să facă lucrurile religiei. Chiar fie ea evanghelică, nu contează. Tatăl și mama lui erau oameni din poporul Israel, nu erau păgâni. Și probabil că mergeau la templu și făceau ritualele, nu-l înțelegeau. Davide, cred că ți s-a întâmplat ceva. Cu Domnul Iisus a făcut așa mama și frații lui. Au zis că e nebun. De ce? Pentru că trăia altfel, pentru că trăia în prezența lui Dumnezeu. Asta întotdeauna, pentru oricine va dori să trăiască cu evlavie Hristos,
totdeauna va fi cu prigoană. Însă chiar dacă tatăl și mama și cei din familie, soțul, soția, copiii, chiar dacă ei s-ar depărta de tine, spune a doua parte a versetului, dar Domnul mă primește. Dumnezeu este de partea celor prigoniți. Este de partea celor asupriți. Întotdeauna a fost de partea celui care suferă. Așa este Dumnezeu nostru. Pe măsură ce vei ajunge să-L cunoști, vei vedea cum are inima Lui, pentru că inima Lui îți transformă inima ta în același chip dacă trăiești în apropierea Lui. Cei care se ridică nu erau doar mama și tatăl, erau și cei răi. Și spune, o mulțime de oameni se ridică împotriva mea. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei. Dar ce aveți cu David? Ce v-a făcut omul ăsta? Slujește lui Dumnezeu și Dumnezeu îl folosește să-i zbăvească pe Israel. Ce aveți cu el? Nu-l suportăm! Că lui îi dau zecile de mii și nouă miile. Cine știe ce gânduri? Invidie. Probabil că toți s-au visat împărața lui Israel. Și Dumnezeu l-a pus pe copilul ăsta. Alții s-au simțit nemulțumiți. Nu ne-a pus în funcții. Cine știe ce alte motive? Aici nu-i vorba, repet, nu cred că e vorba de vrăjmași și de dușmanii din afară, ci de cei dinăuntru, din poporul lui, că el a avut cei mai aprici vrăjmași pe cei din casa lui, pe cei din anturajul lui, pe cei din oastea lui și nu e timpul acum să parcurgem întreaga istoria lui David. Împotriva mea se ridică niște oameni răi. Cum sunt oamenii ăștia răi? E un portret foarte subțint aici. Întotdeauna oamenii răi sunt oameni mincinoși. Le place minciuna. Ei nu se ridică oricum, ei se ridică cu minciuni. Este caracteristic, pentru că diavolul e tatăl minciunii și dacă ridică oamenii împotriva celui pe care îl folosește Dumnezeu, atunci ei neapărat trebuie să umble cu minciuni, cu exagerări, cu adăugiri. Pot să pornească de la un sâmbure de adevăr, dar vor ști să sucească în așa fel cuvintele, încât să întoarcă tot acel sâmbure de adevăr într-o mare minciună. Și spune, sunt niște martori mincinoși oamenii ăștia. Sunt niște dușmani ai neprihănirii, oameni care nu suflă decât asuprire, oameni orgolioși, oameni care vorbesc cu răutate, cu severitate, oameni care n-au nimic din inima lui Dumnezeu și o fac de cele mai multe ori în numele lui Dumnezeu. Câți oameni sunt de felul acesta? Oamenii aceștia de fiecare dată când Dumnezeu va face o lucrare, ei se vor ridica într-un cor să protesteze. Și nu doar se vor rezuma să protesteze, vor căuta orice mijloc de a distruge lucrarea lui Dumnezeu. Mai spun încă o dată, pentru că diavolul se va folosi de ei. Și așa era și în cazul lui David. Împotriva lui Moise s-au ridicat așa. Împotriva oricărui om folosit de Domnul. Și care au fost cei care s-au ridicat împotriva lui? Oameni care slujau la cort. Core, Datan și Abiram. Și Core era din familia leviților. Era din familia lor. A lui Aron și a lui Moise, pe undeva rudă, nu foarte depărtat. Și a spus, gata, tot poporul, toți suntem sfinți. Oameni mincinoși, oameni dornici de înălțare, oameni care credeau că a slujit lui Dumnezeu este o sursă, este ca o scară, ca un piedestal pe care tu te ridici să te vadă oameni. Sfârșitul lor a fost tragic. Lui David s-au ridicat din casa lui. În primul rând, a fost vorba de Saul, nu erau rude, dar stătuse în casa lui atâta vreme și era ca și frate cu Ionatan. Pe urmă Absalom, fiul lui și chiar și sfătuitorul lui cel mai apropiat, Ahitofel. Pe urmă Ioab, pe urmă preotul Abiatar și așa mai departe. O mulțime de oameni. Repet, nu-i nimic mai dureros decât oamenii cu care ai trăit, cu care ai slujit împreună lui Dumnezeu, să ajungă să fie vrăjmașii tăi, să fie dușmanii tăi. Asta e cel mai rău lucru. Dar așa s-a întâmplat de fiecare dată. Ce să faci atunci când se ridică o mulțime de oameni împotriva ta? Mânați de cel rău. Este o singură scăpare. Spunea David, versetul 13, o, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Puneți toată nădejdea în venirea Lui. Se gândea David la împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi, pe pământul celor vii, îl voi vedea pe Dumnezeu. Va fi o domnie a dreptății. Aici tot luptă am avut, dar va fi o zi când El va veni și eu voi fi împreună cu El. Pe pământul celor vii, e vorba de noul pământ sub noul cer, unde va locui doar neprihănirea. Și zice David aici, o, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului, dacă n-aș ști că există un final în care va domni dreptatea, cred că aș ceda. Probabil asta, nu știu ce ar fi putut să facă. O, dacă n-aș fi încredințat. Dragii mei,
Când toate luptele astea vin împotriva celui credincios, singura noastră nădejde sau singurul nostru alin este să privim la apropiată venirea Domnului Iisus. Lucrurile astea vor înceta. Nu la infinit oamenii răi vor face ce cred ei că pot să fac. Nu la infinit vom avea de înfruntat minciunile lor. Nu la infinit vom fi în luptă. Va veni o zi când pe pământul acesta va locui neprihănirea și vom locui și noi împreună cu El. Și ziua aceea se apropie. Toată nădejdea noastră trebuie să fie pusă în venirea Domnului Iisus. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Și dacă știu că Domnul vine, rămân câteva îndemnuri pentru inima noastră. Nădăjduiește în Domnul. Nădăjduiește în Domnul și nu fi timid, ci spune aici Scriptura, fii tare. Iar în Noul Testament spune, întăriți-vă, fiți oameni, soldați adevărați, ostași ai Domnului Iisus. Nimeni care se înscrie la oaste nu se mai încurcă cu treburile lumii acestea. Dacă vrea să placă celui care l-a scris. Oameni care slujesc lui Dumnezeu, neclintiți, fără să privească în urmă, fără să privească în stânga și în dreapta, știind că Dumnezeu îi va apăra. Acestor oameni, Dumnezeu le dă victorie. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima, este o bază tare a credinței noastre și aceasta este puterea lui Dumnezeu. Stai în prezența lui Dumnezeu, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul și vei fi biruitor. Acesta este îndemnul lui David și cred că și-l dă în primul rând și l-a dat lui însuși. Davide, nădăjduiește în Domnul, întărește-ți inima, stai în prezența lui Dumnezeu, mergi până la capăt, la capăt vei fi biruitor. Și s-a tras linie sub viața lui David și omul acesta, însumate toate greșelile lui și toate luptele lui, la sfârșit a rămas un punct de reper în toată istoria lui Israel. Este omul al cărui nume l-a purtat Domnul Iisus când s-a intitulat Fiul lui David. Ce se va scrie și în dreptul nostru? Și noi vom avea o luptă de dat, suntem deja în luptă și noi avem alegeri de făcut dacă vom sta în prezența lui Dumnezeu, dacă va fi dorința aceasta fierbinte de a sta în casa lui Dumnezeu, de a ne impregna cu prezența lui Dumnezeu, cu Duhul lui Cel Sfânt, să ne umple în întregime ființa, de a găsi putere în El, dacă noi vom petrece timp singur cu Domnul, împlinind cuvântul acesta, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caută. Dacă noi vom fi așa, atunci vom fi cu adevărat oameni tari, neclintiți și Dumnezeu ne va da biruință. A Lui să fie toată slavă. Amin.